Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Am aici în partea stângă și încă mai văd câțiva tineri acolo, câte copii. Și mă uitam la ei cu câtă pasiune încearcă să atingă performanța, să fie cât mai bun, în speranța că cineva într-o zi va observa și o să-i promoveze la o echipă mai mare, mai mare sau mai mare. Dragii mei, vreau să vă spun că este cineva în această seară, în mijlocul nostru, care nu are nevoie de eforturile noastre să ne observe, pentru că El vede toate lucrurile și ăsta este Dumnezeu. Dacă acolo se dă un meci de fotbal, vreau să vă spun că aici se dă un meci pe viață și pe moarte. În locul acesta se dă o luptă pe viață și pe moarte. Și vreau să spun că dincolo de tot ce vezi tu, de decorul acesta, de vocea care se aude, de ceea ce văd ochii tăi, dincolo de toate lucrurile acestea, în seara asta este un meci pe viață și pe moarte aici. Pe viață și pe moarte spirituală. Și singurul care poate să decidă de partea cui va fi, a învingătorilor sau învinșilor, sunteți dumneavoastră. Haideți, dacă nu vă cer prea mult, eu am un obicei și îmi place să-l duc cu mine oriunde mă duc. Atunci când citesc din Sfânta Scriptură, îi rog pe cei care cărora mă adresez să ridice în picioare. Îl onorăm pe Dumnezeu în forma asta și dacă nu vă cer prea mult, haideți să stăm ridicați în picioare preț de câteva momente, pentru că vreau să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, din Evrei, din Epistola către Evrei, capitolul 3. O să citesc de la versetul 15 câteva versete. Și vă rog din toată inima să fiți atenți la ceea ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, ăsta nu-i ziarul Cancan, asta nu este o carte scrisă de un om oarecare. Cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu, este scrisoarea pe care Dumnezeu a lăsat-o umanității. Și auziți ce spune Duhul lui Dumnezeu în cartea aceasta, Sfântă Biblia. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare toți cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odigna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm, dar, bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odigna lui, odigna lui este o metaforă despre împărăția lui Dumnezeu, se referă la împărăția lui Dumnezeu. Niciunul din voi, spune aici cuvântul lui, să nu se pomenească venind, știți când? Prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auziseră. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odigna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odigna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, chiar dacă nu suntem într-o biserică și suntem în aer liber, vreau să vă spun că Biblia spune că al Domnului pământul cu tot ce este pe el. Și Dumnezeu este prezent în locul acesta, dar înainte să vă reașezați acolo pe scaunele dumneavoastră, aș vrea să te uiți la cel care este lângă tine, la cea care este lângă tine și vreau să o saluți în felul următor, să-i strângi mâna, încă se mai poate că vine valul 4 după aia și poate nu mai avem voie să ne salutăm, dar te rog să-i spui celui care este lângă tine următorul mesaj, credeți-mă, este din partea lui Dumnezeu, e o binecuvântare și spune-i, te rog, așa celui de lângă tine: nu lăsa pe mâine ce trebuie să faci azi. Spune-i, te rog, lucrul ăsta celui care este lângă tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă puteți reașeza în prezența lui Dumnezeu. Acum astăzi este un eveniment așa de frumos aici, se văd pe oamenii ăștia îmbrăcați în alb, frați, surori, Dumnezeu să binecuvânteze, este un lucru extraordinar. Dar mi-am adus aminte acum, fiind în locul acesta, deși suntem la botez, mi-am adus aminte de o mormântare la care am participat în urmă cu câțiva ani de zile, din prisma slujirii pe care o am, a chemării mele,
particip la foarte multe mormântări și la foarte multe nunți, mai ales acum când s-au luat restricțiile cu pandemia. Se grăbesc oamenii să facă lucrurile pe ultima 100 de metri. Dar mi-aduc aminte că am fost în urmă câțiva ani de zile la o mormântare undeva la noi în județul Bihor. Murise un frate, 60 și ceva de ani, făcuse infart și am fost chemat să predic la mormântarea acestui frate de către păstorul din loc de acolo. Oameni buni, am participat la zeci de slujbe de mormântare. Dar vreau să vă spun că mormântarea asta n-am să o iei niciodată. Și știți de ce? Pentru că mi-aduc aminte că timp de aproape 2 ore cât o ținut slujba aia de mormântare, n-am întâlnit niciodată de atunci și nici de atunci încoace. Eu n-am văzut și n-am întâlnit pe nimeni plângând cum am văzut în momentul ăla pe o tânără plângând la slujba aia de mormântare. Am fost și a trebuit să particip la slujbe de mormântare unor copii care au murit. A trebuit să particip la slujbă de mormântare la noi, la Ștei, la un moment dat, la un frate de 43 de ani, în floarea vârstei, puternic. Am predicat la o grămadă de mormântări unde am văzut multă durere și multă suferință și multe lacrimi. Însă vă mărturisesc că niciodată n-am văzut atâta durere pe fața cuiva ca la slujba aia de mormântare. Timp de aproape 2 ore, o tânără de 22-23 de ani aproximativ, fiica cea mică a acestui frate care murise, plângea într-una. În timpul slujbei de mormântare s-o și arunca cu fața la pământ și plângea în hohote. Când s-o termina slujba de mormântare din curtea acestei familii, înainte să plecăm spre cimitir, m-am dus lângă tânăra asta, i-am întins mâna și am spus, uite, vreau să vorbesc ceva cu tine. Am zis, uite, nu l-am cunoscut personal pe tatăl tău, dar ce mi-a spus fratele păstor de aici, ce mi-a spus prezbiterul de aici din loc, mi-a spus că tatăl dumneata a fost un om extraordinar de credincios. Și am spus, ascultă-mă bine, există speranța revederii, într-o bună zi, știu că e dureros, știu că e dramatic să-ți pierzi tatăl, dar într-o bună zi o să te întâlnești cu el în cer, împărăția lui Dumnezeu. În momentul ăla s-a uitat tânăra asta la mine, s-a uitat așa cu o față și mai dezamăgită și mi-a zis, domnule pastor, zice, eu cred că dumneata nu înțelegi despre ce-i vorba. Și am zis, despre ce-i vorba totuși? Și a zis, uite care-i treaba. Acum sunt aproape 3 săptămâni de zile, duminica, eram acasă și trebuia să mânc și după aia să plec la facultate la Cluj. A venit tata la mine și mi-a zis așa, draga mea, cum de poți să te îmbraci cu hainele alea? Uită-te și tu cum arăți. Ți-am spus de o grămadă de ori, draga mea, tu te-am crescut cu frică de Dumnezeu, te-am crescut ducându-te la biserică. Și a zis, draga mea, cum poți să te îmbraci din nou cu hainele alea care sunt atât de indecente? Și a spus, în momentul ăla am avut așa o răbuvnire, o mânie pe mine și spune, pur și simplu am explodat, am avut un puseu de mânie, cum mai vine și peste noi câteodată. Și a spus, m-am enervat așa de tare pe tatăl meu că am avut o criză de nervi și în momentul ăla i-am spus, știi ceva? Dar ia mai lasă-mă tu pe mine în pace. Ce te bași tu în lucruri care nu te privesc pe tine? Habar n-ai tu cum trebuie să se îmbrace oamenii. Habar n-ai ce înseamnă azi moda, spunea ea. Habar n-ai, tată, și ce, lasă-mă în pace, ești un expirat. Și a spus, i-am rostit tatălui meu cele mai groaznice cuvinte posibile. O venit tatăl meu după mine în cameră în timp ce îmi strângeam pachetul și făceam bagajele să mă duc la facultate și spune, draga mea, te rog frumos să mă ierți, îmi pare rău, dacă tonul meu a fost nepotrivit, te rog să mă ierți. Dar au zis, draga mea, ți le spun cu cea mai bună intenție și au zis, știi ceva, ia mai lasă-mă în pace, vezi de treaba ta. Și a spus, am făcut bagajul repede, am trântit ușile, am plecat, m-am urcat în mașină și am plecat la facultate. De 3 ore a venit tatăl meu la mine să-și ceară iertare și nici nu l-am băgat în seamă. Și a spus, domnule pastor, vreme de aproape 3 săptămâni până alaltăieri când a murit, tatăl meu m-a sunat de 10 de ori. De 10 de ori tatăl meu m-a sunat. Și a spus, frate presos, zice, ce mă doare cel mai tare? Este că în urmă cu trei zile, în ziua când tatăl meu a făcut infarct și a murit, m-a sunat de 3 ori, ultima dată cu aproximativ o oră înainte să moară. M-a sunat și mi-a trimis mesaje. Draga mea, te rog frumos, vorbește cu mine. Îmi cer iertare, vreau să povestim doar un minut. Și a spus, am fost așa de nervoasă și m-a ținut nervii atâta de mult, încât pur și simplu, spunea ea, nu i-am răspuns la niciun mesaj, la niciun apel. Și în momentul ăla a început să-i zbucnească lacrimi și mai tare. Și mi-a zis, domnule pastor, zice, tu înțelegi că tatăl meu a murit din cauza mea? Tu înțelegi că eu am făcut inima amară tatălui meu? Tu înțelegi cât de obraznic am fost?
Și a spus, domnule pastor, și plângea, credeți-mă, că ți se rupea inima. A zis, de 3 zile mă rog lui Dumnezeu și strig înaintea lui Dumnezeu și spun așa, Doamne Dumnezeule, te rog frumos să-mi iai 10 ani din viața mea, 15 ani te rog, ia din viața mea. Scurtează-mi viața cu 10 ani, cu 15 ani dacă trebuie mai mult, nu contează. Și știi ce te rog, Doamne? Să mai dai un singur minut în care să pot să vorbesc cu tatăl meu, măcar și la telefon, dacă nu față în față. Doamne, 10 ani din viața mea te rog, ia-mi, 15 ani din viața mea ia-mi. Știi de ce? Pentru un singur minut în care să pot să vorbesc cu tatăl meu și să spun doar atât, tată, te iubesc și îmi pare rău că am fost atât de obraznică, te rog frumos să mă ierți. Dragii mei, m-am gândit la tânăra aceasta și în timp ce o vedeam distrusă și plină de durere, a cărei mânghiere greu mai poți consola momentele acelea. Și ce m-am gândit, dragii mei? M-am gândit că noi oameni în viața asta lăsăm pentru ziua de mâine și pentru poi mâine și pentru răspoi mâine lucruri despre care Biblia vorbește că trebuie să le facem azi și nu mâine. Și știți de ce? Pentru că s-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Sunt lucruri urgente în viața asta, ascultați-mă. Sunt lucruri urgente în viața asta pe care n-ai voie să le amâni. Oameni buni, Biblia spune, de exemplu, să nu apună soarele peste ce? Efeseni capitolul 4, versetul 20, spune Sfântul Apostol Pavel, să nu apună soarele peste ce? Peste mânia voastră. De câte ori nu te-ai culcat mânios pe soția ta? De câte ori nu te-ai culcat mânios pe copiii tăi? Pe nu știu care prieten care te-a supărat și ți-a sărit nervii ca și popcornul și după aia a spus, bă, și ceva, nu mai vorbesc cu tine. De câte ori n-au fost oameni, dragii mei, care s-au certat și nu au vrut să mai vorbească și știți care e problema? A doua zi nu mai avut cu cine vorbi, pentru că omul ăla nu a mai fost în viață. Lăsăm de prea multe ori, ascultați-mă, pentru mâine, pentru poi mâine, lăsăm lucruri care trebuie să le facem astăzi. În urmă cu o lună și 2 săptămâni mă duceam de la Ștei, de lângă Beiuș, județul Bihor, de la o biserică pe care o păstoresc, mă duceam spre Oradea, la biserica Geneza pe care o păstoresc de asemenea. Și mă duceam pe drum și am trecut printr-un sat de acolo, în apropiere de băile Felix, la vreo 10 km înainte de băile Felix, am văzut o scenă memorabilă. Oameni buni, undeva pe partea stângă, cum mergeam în direcția spre Oradea, pe partea dreaptă, îmi cer scuze, am văzut la un moment dat o procesiune funerară, era cineva murise, mergeau oamenii pe drum, pe stradă, cred că erau 150-200 de oameni, la 100, toți îmbrăcați în negru. În fața lor era un sobor de preoți cu prapori acolo și era un țicriu, duceau oamenii ăia mortul la groapă. Am trecut pe lângă coloana asta, pe lângă marșul ăsta funebru, m-am dus la vreo 500 de metri pe partea stângă din față. Ce să vedeți? Venea un alai cu nuntă. Veneau oamenii la noi, nu știu cum e aici în Baș, în Oltenia, dar la noi la nuntă, când se merge după mireasă, merge mirele acolo în față, pe drum, și sunt tot felul de taragotiști, de acordeoniști din ăștia, de vioară de aia cu goarnă, asta e specific zonei noastre. Și veneau aia, dansau acolo de mama focului, să vedeți, se băteau pe picioare cu sticlele de șampanie, de vin, chiuiau. Și acum m-am gândit în felul următor, l-am văzut pe Mire cu flori aici, se ducea cu buchetul în mână spre mireasa lui. Și știi ce m-am gândit? Bă, ăștia mai au 500 de metri și se întâlnesc unii cu alții. Se întâlnește mirele cu ăla care a murit. Se întâlnește nunta cu mormântarea. 500 de metri. La un moment dat o s-a întâlnit. Dumneavoastră vă imaginați cum o trecut aia pe contrasens unul pe lângă altul? Aci nuntă și cântec, joc și voie bună, vorba românului. Dincolo lacrimi de durere și mormântare. Ascultați-mă, atât de scurtă e viața. Așa vorba românului de la bal la spital să trece dintr-o clipă în alta. Oameni buni, ce vreau să vă spun în această seară? Și pentru asta am venit până aici aproape 8 ore de condus. Să vă spun niște lucruri pe care, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu le spune. Ascultați-mă, nu trebuie să-mi dați un cec în alb în seara asta. Nu trebuie să mă credeți că spun eu. Trebuie să credeți pentru că le spune Biblia. Nu sunt ideile mele, nu sunt părerile mele. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt lucruri pe care le putem face prea târziu. De aceea vreau să ne uităm în Biblie în seara asta și vreau să vorbesc despre 3 lucruri despre care Dumnezeu spune că trebuie să le faci azi și nu mâine. 3 lucruri pe care orice om din locul ăsta trebuie să le facă azi și nu mâine, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Și primul lucru, dragii mei, pe care Dumnezeu îl cere, Dumnezeu care este stăpânul Universului, Dumnezeu care te-a creat pe tine și m-a creat și pe mine, Dumnezeu care ține lumea asta în mâinile Lui,
Dumnezeu, primul lucru pe care spune să-l faci azi și nu mâine. Doamne, Domnule, frate, soră, oricine ai fi în seara asta. Că ai 14 ani, că ai 60 de ani, că ai 50 de ani, că ești cu școală, că ești fără școală. Că ai mașină, că ai bicicletă sau că n-ai nimic. Primul lucru pe care Dumnezeu ți-l cere să-l faci azi, dacă nu l-ai făcut până acum, este următorul. Ascultă vocea lui Dumnezeu care încă îți mai vorbește. Astăzi, ascultă glasul lui Dumnezeu. În versetul 15 spune aici cuvântul lui Dumnezeu: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dragii mei, nouă nu ne place să ascultăm în general ca oameni, nu ne place să ascultăm. Dar în această seară, ascultați-mă, Dumnezeu îți poruncește. Dumnezeu spune: ascultă glasul meu care îți vorbește. Oameni buni, Dumnezeu este viu. Dumnezeu este viu. Și Dumnezeu, pentru că e viu, dragii mei, vorbește. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, cel mai puternic mod prin care Dumnezeu vorbește este Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este modul prin care Dumnezeu vorbește cel mai tare. Biblia, ascultați-mă, Biblia vorbește despre Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin Biblie. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, dacă vrei să auzi părerea lui Dumnezeu despre viața ta, dacă vrei să auzi învățătura lui Dumnezeu despre păcat, despre iad, despre cer, despre păcat, despre vindecare, despre eliberare, despre mântuire, despre salvare, citește Biblia. Dar nu doar o citi Biblia, pentru că o grămadă de oameni, ascultați-mă, citesc Biblia ca pe o revistă. Sunt o grămadă de oameni care citesc Biblia ca un exercițiu intelectual și nu-i mișcă nimic. Și nu mă mire că nu-i mișcă nimic. Știți ce a spus Iisus Hristos? Ce să facem cu Bibliile, cu Scripturile? Și ce a spus Iisus să facem? Nu să le citim. Iisus a spus: cercetați Scripturile. Adică adâncește-te asupra cuvântului Dumnezeu. Cercetați Scripturile, spunea Iisus Hristos. Socotiți că în ele veți găsi, știți ce? Viața veșnică. Te interesează subiectul ăsta? Sau te interesează să vezi pe cine a mai arestat DNA-ul? Sau să vezi care e ultimul scandal din lumea asta a showbiz-ului românesc? Cine cu cine? Ultimele scandaluri din politică? Ultimele cancanuri? Cine a mai pus pe Facebook ce poză? Cine unde s-a mai dus în concediu și tu n-ai reușit să pleci nici anul ăsta? Ce te interesează cu adevărat? Dragii mei, Iisus Hristos a spus așa: cercetați Scripturile! Nu Canal D, nu telenovelele aia stupide turcești care încep și nu se mai termină, nu tot felul de emisiuni de doi bani, nu toate bâlciurile politice. Cuvântul lui Dumnezeu spune: cercetați Scripturile! Socotiți că în ele veți găsi, știți ce? Cel mai important lucru! Viața veșnică, că mori mâine! Și te vei întâlni cu veșnicia lui Dumnezeu, că poți trăi și 90 de ani, de aia se termină. Ce-s 90 de ani în comparație cu o veșnicie? Cercetați Scripturile, spune Iisus. Socotiți că în ele veți găsi viața veșnică, dar tocmai ele ce fac? Mărturisesc despre mine, spune Iisus. Biblia mărturisește despre Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin Biblie. Oameni buni, Dumnezeu poate să vorbească printr-o grămadă de moduri. Dumnezeu poate să vorbească și prin vedenie și prin vis. Dumnezeu, pentru că e puternic, e suveran, poate să vorbească, ascultați-mă, și prin boală poate să vorbească Dumnezeu. Credeți dumneavoastră, de o grămadă de ori trebuie să mă duc la spital, la unul, mi-aduc aminte, mare, grozav, tare, țanțos, cine-i ca el, cu bani, un arogant, care venea din Paști în Crăciun la biserică. O trebuie să-i spună medicul într-o zi: bă, omule, știi de ce slăbești așa? Nu știu, mă zice că slăbești și parcă nu mă sunt bine. I-a spus medicul: mai ai 3 luni de trăit, cancer, metastază, generalizată în tot organismul tău. 3 luni de trăit, maxim, nu-ți putem face nimic. Ei, dintr-o dată s-au avut timp de Dumnezeu. Când o înțeles că nu mai are decât 3 luni de trăit de viață, să vedeți disperare, vreau să-mi vorbești despre Dumnezeu, spune mai multe despre Dumnezeu. Pentru că suferința e un mod prin care Dumnezeu vorbește. Spunea C.S. Lewis, un mare om al lui Dumnezeu, spunea: suferința este megafonul, este trâmbița prin care Dumnezeu trezește o lume surdă. O trebuie să ajungi în pandemie și să auzi că ăla e intubat și ăla e intubat. Și dintr-o dată te-ai speriat. Dacă ajung și eu acolo, unde mă duc? Dacă nu mă mai trezesc? Pentru că, oameni buni, ascultați-mă, Dumnezeu vorbește în termen de astăzi unor lucruri. Dumnezeu vorbește și prin suferință. Sunt moduri excepționale și prin care Dumnezeu poate vorbi, credeți-mă.
Îmi povestea cineva, îmi spunea mărturia cum el s-a întors la Dumnezeu. Un om distrus, un drogat, un bețiv, un, am zice noi, un terminat. O ajuns într-o seară, spunea, eram acasă. Eram acasă, era noapte târziu și ăsta era dependent. Două pachete, trei de pachete de țigări pe zi. S-o trezit pe la 1 noaptea, când avea somn, s-o trezit că vrea să fumeze și s-o uitat în toată casa, n-avea niciun pachet de țigări. În localitatea lui, în satul lui, n-avea non-stop. De unde să-și cumpere țigări la ora aia? Și a zis, bă, zice, mi-am adus aminte, pe la 1 au zis că mintea îi trează. La 1 și ceva și-a adus aminte că avea o cutie unde avea într-o pungă niște tutun din ăla vărsat. Și au zis, m-am dus, am luat punga aia de tutun și eram acolo în cameră și mă uitam, bă, acum îmi trebuie o bucată de hârtie, din ce să-mi fac eu să-mi pun o foaie pentru o țigară? În ce pună tutunul ăsta? Tot s-a uitat, nu găsă nimic. Mă, cartone avea pe acolo. Și au zis, la un moment dat m-am uitat și am văzut acolo pe raft cum soția mea o fă la o biserică la pocăiți într-o seară. Zice, am văzut o Biblie. Am luat Biblia în mână și am făcut așa, am pus mâna pe foi. Și au zis, bă, nu-i păsa lui doi bani de dădea pe Dumnezeu. Și-a zis, am foițe pentru țigară. Și ce-a făcut? O deschis Biblia și-a rupt o pagină din Biblie. O pus tutunul ăla, oameni buni, l-a pus acolo pe pagina aia din Biblie. Și când a început să răsfoiască pagina aia din Biblie, să o lipească și să-și facă țigară, a văzut scris ceva în colț. Pentru că era pagina din Biblie. Știți ce-a văzut scris? Auziți? Să trăim frumos, ca în timpul zilei și nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești. Era o pagină din Biblie ruptă din Roman capitolul 13. Și omul ăsta când a citit versetul 13 din Roman capitolul 13, dragii mei, s-a șocat, s-a cutremurat. A început să tremure mâinile lui. A aruncat tutunul de pe pagina aia din Biblie. A început să o întindă înapoi. A pus-o la locul ei. A căutat o bandă. A lipit pagina aia din Biblie. Și a început să o citească la 1 și jumătate noaptea. A început să citească epistola lui Pavel către Romani. Și nu a citit-o odată. După aia a început să citească Evangheliile. A început să citească Matei, Luca, Marcu, Ioan. O citit faptele apostolilor până dimineața. După 3 săptămâni de zile mai târziu, omul ăsta era în apa botezului. Îl mărturisea pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e viu. Pentru că Dumnezeu poate să vorbească și printr-o pagină ruptă din Biblie la ora 1 și jumătate dimineața. Și Dumnezeu spune în această zi, ascultă glasul meu. Ai ascultat destul de alții. Ai ascultat destul de unii și de alții. E vremea să asculți glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește în seara asta. Evanghelizările acestea sunt o mărturie pentru orașul Balș, pentru tine. Și Dumnezeu îți spune în seara asta, ascultă-te glasul meu. Dumnezeu îți vorbește, omule. Ce faci când Dumnezeu îți vorbește? Ce faci tu când Dumnezeu îți vorbește? Tu realizezi că Dumnezeu pe care cerul și pământul nu-l pot cuprinde, în seara asta, prin tot ce se întâmplă aici, prin apa asta îți vorbește, prin oamenii ăștia îți vorbește, prin cântare, prin predică, Dumnezeu îți vorbește. Omule! Vreau să stau de vorbă cu tine. Ce faci tu când îți vorbește Dumnezeu? Sunt 3 reacții pe care oamenii le au și le puteți avea și dumneavoastră. Sunt unii care ascultă, sunt unii care spun, du-te mă vezi de treabă, nu mă interesează, ce spui tu, nu cred. Și sunt oameni care și ce fac din păcate. Ascultă, cred și amână. Ascultă, unii chiar cred, dar și ce fac? Amână luarea unei decizii. Amână. Am un prieten pastor undeva în județul Satu Mare și mi-a zis despre un tânăr care a venit la el la o seară de evangelizare. Un băiat de 18 ani și jumătate. A venit într-o seară la, cum am fi noi acima, că eram biserică, și ăsta când a auzit glasul lui Dumnezeu, când a auzit predicându-se Evanghelia, a început să plângă. La finalul programului s-a dus la pastor și a zis, domnule pastor, zice, e prima dată în viața mea când am intrat într-o biserică la pocăiți. Și a zis, vreau să vă spun ceva, eu vreau să mă pocăiesc. Și a zis, pastorul, domnule, păi foarte bine, asta spune Biblia, nu eu. Pentru că asta spune și Pavel, citiți Biblia, oameni buni, că pocăința nu e a pentecostalilor, nici a ortodoxilor, nici a baptiștilor. Pocăința e porunca lui Dumnezeu, citiți Biblia.
Și știți, o zis băiatul lui, Domnul, eu vreau să mă pocăiesc. Perfect, o zis. Și ce ai de făcut? Gata. Ai rupt-o cu lumea, cu discotecile, cu cluburile, cu fetele, cu drogurile, cu tot. Ai rupt-o. Din seara asta, gata. Și-o zis, domnule pastor, zice, eu mă pocăiesc. S-o dus și le-a spus la toți prietenii lui, i-au adunat și-o zis, bă băieți, vreau să vă spun ceva. Eu m-am pocăit. Eu zice, gata, eu gata, zice, îmi pun capăt vieții acestea pământești, păcătoase și vreau să trăiesc o viață numai pentru Dumnezeu. Eu zis, unul, bă, zice, dar tu ai uitat că noi sâmbătă avem chef. Bă, tu ai uitat că noi sâmbătă avem majorat 18 ani la colegul nostru. Tu ai uitat de asta? Eu l-o fol la tine, tu nu te mai duci de la acum. Și-o zis ăsta, bă, dar știi, eu trebuie să mă duc la biserică. Ce biserică? Bă, zice, fii atent, vii la o dată, e ultimul chef la care mai vii. Și când e sâmbătă, e ziua lui ăsta majoratul, duminică vii cu noi la, te duci la biserică, dar sâmbătă vii cu noi la chef. Și-o zis, bă, știi ceva, hai că poate fac asta. Atât o insista prietenia lui pe lângă el și sâmbătă ăsta s-a dus la majorat la colegul lui. N-avea ce căuta acolo. Dar au zis el, Doamne, au zis cum s-a rugat. Au zis, Doamne, zice, eu mâine mă duc la biserică, dar mă duc acum la ultima dată, la ultimul chef, le spun la ăștia că eu mă pocăiesc. S-a dus la chef în seara aia și au venit prietenurile și au zis, bă, dacă tot te pocăiești acum, hai să bem ultimul pahar împreună. Și-au băut ultimul pahar împreună și-au fost și al doilea și al treilea. Și-au zis, bă, dar dacă tot te pocăiești, de mâine mei la pocăiți, hai să ne batem pe picioare, hai să dansăm o leacă. Hai să ne chefuim, hai să băgăm o horaci. Au zis, hai mă, că e ultima dată, oricum, mâine mă pocăiesc. Păi la vreo 3 dimineața au venit de la chef, rupt de obosă și împletecindu-se pe drum de la alt alcool. Au ajuns în fața blocului și când o băga mâna în buzunar să-și găsească cheile și-o dat seama că, și-o pierdut cheile. Nu, acum cu ce intru, stătea la etajul 3, cu ce intru în bloc la ora asta? Părinții lui erau plecați în diaspora, era singur acasă. Și-o zis, cum adică mă ce fac? Ce-am făcut de o grămadă de ori până acum? Urc pe burland la bloc, pe la balcon și e freața deschis. La 3 și ceva dimineața, tânărul ăsta s-a urcat, a ajuns în dreptul etajului 1, etajului 2, să ținea de burlan și când a pus piciorul să intre pe fereastra deschisă de la balconul lui, s-a dezechilibrat, a căzut jos și a murit. Oameni buni, și ce ne învață, și ce vă spun, e un caz real, și o grămadă de genul ăsta. Ascultați-mă, pe Dumnezeu noi nu-L fentăm. Pe Dumnezeu noi nu-L amânăm. Pe Dumnezeu nu spune, Doamne, și stai la coadă că mâine, eu azi mai am niște treburi de rezolvat. Oameni buni, Dumnezeu spune astăzi, nu mâine. Dumnezeu spune, astăzi renunță la viața ta păcătoasă. Astăzi renunță la tot ce înseamnă viața ta străină, la toate păcatele tale, că mâine poate e prea târziu. Că nu a făcut Dumnezeu contract cu tine că trebuie să trăiești până de-amul 20 de ani. Nimeni nu are garantată ziua de mâine, dragii mei. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl cere să-l facem azi, trei lucruri pe care Dumnezeu le cere să le faci azi. Primul, ascultă glasul lui Dumnezeu cât încă îți mai vorbește. Doi, ascultă mai apoi, îndepărtează din viața ta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci azi și nu mâine. Ascultați-mă, chiar aici și chiar acum. Astăzi, al doilea lucru pe care ți-l cere Dumnezeu, îndepărtează din viața ta lucrurile care te îndepărtează de Dumnezeu. Scoate din viața ta lucrurile care te înstrăinează, te îndepărtează de Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, luați da seama ca niciunul din voi să n-aibă, știi ce? O inimă rea și necredincioasă care să-l despartă, știți de cine? De Dumnezeu. Știi ce te poate despărți pe tine de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. O inimă în care este păcatul. O inimă în care este plăcerea și nu Dumnezeu. Astăzi îndepărtează din viața ta lucrurile care te despart de Dumnezeu. Ce ne desparte pe noi de Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, ceea ce ne desparte pe noi de Dumnezeu s-ar putea și, poate în cazul celor mai mulți, sunt păcate care, ascultați-mă, nu ne dau pace și de care nici noi nu vrem să ne lăsăm. Păcatul ne înstrăinează pe noi de Dumnezeu. Păcatul este un zid între noi și Dumnezeu. Și vreau să mă ascultați. Păcatul nu e accident. Păcatul este o alegere conștientă. De prea multe ori, dragii mei, vin oameni și spun, zice, domnule pastor, zice, să vedeți ce am pățit, ce? Păi zice, am tras o palmă, dar mi-o scăpa, n-am vrut, serios? Serios, n-ai vrut. A, păi zice, mi-o scăpa, zice, și am tras o sudalmă din aia, l-am blăstămat, zice, vreo 5 minute, bine, dar n-am vrut. Serios, n-ai vrut.
Oameni buni, păcatul, ascultați-mă, nu este un accident, cum credem noi de o greșit, vrem să pară. Păcatul este o alegere conștientă. Tu ai ales să-L înjuri. Tu ai ales să-i tragi palma aia. Tu ai ales să te duci în locul ăla. Nu dați vina că m-a pus satana, că m-a pus nu știu cine, că m-a pus ăla, că m-a pus ăla, că din cauza lui celălalt. Păcatul nu e accident, păcatul este o alegere conștientă. Știți unde am înțeles mai bine lecția asta? Prin harul lui Dumnezeu am trei băieți. Cel mai mare face 10 ani în luna decembrie, al doilea, Filip, are 7 ani. În urmă cu 2 ani de zile veneam de la evanghelizare și îmi zice nevastă, mi-a sunat să mă pregătească de pe drum. Zice, dragul meu, zice, când vii acasă, disciplină și progres. Capă steagul Braziliei. Ordine și disciplină. Ce-i baiul? Zice, Rafa, adică la mare, zice, bă, l-o pleznit pe ăsta, pe Filip, i-o tras o palmă, zice că ăsta suspină de 2 ceasuri. O zice, dragul meu, când vii acasă, trebuie să fii bărbat și trebuie să fii tată. Am zis, gata, m-am enervat de pe drum. Să intru în rolul ăsta. Când am ajuns acasă, pe la 10 și ceva, nu durmeau ei mei. Am dat cu ușa puțin mai tare să știe că a intrat generalul acasă. Șeful, a venit tata. Bun. Nevastă mea din nou către mine, du-te la ei. Mi-a îndrez vocea, am intrat așa pe ușă, când m-a văzut Rafa, capul direct în pământ. Filip ăsta, a meu mijlociu, când m-a văzut, el nu mai plângea de mult, dar a început să plângă, să dramatizeze și mai tare, să-l pedepsesc mai tare pe frate său. Oh, o făcea. Dintr-o dată l-a apucat numai când m-a văzut pe mine. Și-a dus aminte că îl durea. Deci până atunci a uitat, dar după aia dintr-o dată și-a dus aminte. Rafa cu capul în pământ. Și zice, bă, băiete, vină coach. O veni tot cu capul în pământ. Pe principiu românesc că capătul, știți, capătul plecat, sabia, nu-l taie. El a zis, bă, cu asta merge. Și a zis Rafa, zic, Rafa, uită-te în ochii mei. Ăsta, nu, uită-te în ochii mei. O ridicat, o deschis ochii, s-a uitat așa la mine. Bă, băiete, bă, de ce l-ai lovit, mă, pe frate tău? Ăla mai tare plângea să... Bă, uită-te la el, ți-ți convine? Bă, spune-mi de ce l-ai lovit pe frate tău? Și în momentul ăla, Rafa se uită la mine. Atunci avea 8 ani aproape. Se uită, tati, zice... Dar așa, foarte inocent. Zic, ce? Tati zice, dar nu eu l-am lovit. Cum mă, nu l-ai lovit? Uită-te. Bă, zic, mă, și mins. Dar tati zice, îți promit că nu l-am lovit eu. Bă, dar cine l-a lovit? Tati, nu eu. Palma mea l-a lovit, dar nu eu l-am lovit. Palma mea l-a lovit, tati. Oameni buni, copilul meu de 8 ani de zile, dintr-o dată își dă seama că păcatul la el e accident, nu e o alegere conștientă. Oameni, mă, cât am fost de serios, m-am povnit râsul, am plecat în camera altă, am zis că nevastă mea, știi ce, fă tu pe generalul, că eu nu pot. Dar vreau să vă spun că la mine au venit oameni de 40 de ani și ceva în genul, nu eu, zice, ci mâna mea. Nu eu, zice, ci altcineva. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi credem că păcatul este un accident, păcatul nu e accident. Păcatul este o alegere conștientă. Știți unde suntem noi inconștienți? În ceea ce privește consecințele păcatului. Plata păcatului și ce spune Sfântul Apostol Paul vechi este, ce este? Moartea. Ce te desparte pe tine de Dumnezeu? Păcatul. Ce te poate despărți de Dumnezeu? Știi cine? Anumite persoane din viața ta. Dumneavoastră înțelegeți că sunt oameni, poate zicem noi, prietenii noștri. Păi ascultați-mă, oameni buni. Sunt oameni care s-ar putea să ne despartă de Dumnezeu. Oameni care, ascultați-mă, să pună presiune pe tine să nu te pocăiești. Ce mai e nebunit? S-ar putea să fie mama ta, s-ar putea să fie tatăl tău, s-ar putea să fie fratele tău. Păi eu la 18 ani, când le-am spus, celor din jurul meu că vreau să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, păi o sărit toți pe mine să, bă, tu ești nebun, tu ce ai pățit? Ce-o spălat aia creierul? Nu, mă! Mi-a deschis Dumnezeu mintea, am înțeles Biblia în sfârșit. Dacă ascultam de ei, eram un distrus, un nenorocit astăzi. Oameni buni, nimeni nu vă iubește, ascultați-mă, nimeni nu vă iubește mai mult decât Dumnezeu. Știu că pare de neînțeles, Dumnezeu te iubește mai mult decât tatăl tău și mama ta și frații tăi și rudenile tale, la pătrat și la 1000 de ori mai mult. Infinit mai mult. Și știți cum ți-a dovedit Dumnezeu că te iubește? În urmă cu 2000 de ani. O venit în lumea asta păcătoasă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și a murit pe o cruce între doi tâlhari. Știi pentru cine? Că eu trebuia să fiu pe crucea aia și tu trebuia să fii pe crucea aia, pentru că te iubește, s-a dus El și a murit pentru noi, pentru păcatele noastre.
De ce lași oamenii din viața ta să-ți decidă ei veșnicia ta? Oricât de mult zic ei că te iubesc, oameni buni, aici e vorba de viață și moarte spirituală. Sunt persoane din viața ta care te pot despărți de Dumnezeu. Priorități greșite te pot despărți de Dumnezeu. Păcate, persoane, priorități greșite. Care sunt prioritățile tale? Să mă duc în concediu, să prind ultimul lot la Mamaia sau la Vama Veche. Să mă duc și eu în Grecia dacă să stâng incendiile. Asta e prioritatea mea cea mai tare acum. Care e prioritatea ta? Să mai fac bani. Să mă distrez încă o noapte. Să mă mai chefuiesc și văd după aia ce o fi. Care e prioritatea ta? Până nu vine valul 4, Doamne, să mă mai chefuiesc, că după aia să închid totul. Care e prioritatea ta? Știți care este prioritatea unui om care va vedea cerul și împărăția lui Dumnezeu? Matei 6:33 spune Sfânta Scriptură, căutați mai întâi de toate, de plăcere, de business, de bani, de orice lucruri. Căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu. Aia e prima prioritate care trebuie să te mistuie în seara asta. Tot ce pui mai presus decât împărăția lui Dumnezeu te va duce la moarte spirituală. Ascultă-mă bine, la moarte spirituală. Eram în urmă cu 5 ani de zile, 6 ani de zile, eram în America. A fost chemat să predic cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns în California la un moment dat. Și după ce s-a terminat programul la o biserică, a venit o familie și a zis pastorul, zice, frate Dorel, familia asta te va găzdui în următoarele 2 zile. Ei vor să se ocupe ei de tine și te vor duce aici să vizitezi Los Angeles. Ok, și California, partea asta. Am ajuns, oameni buni, la oamenii ăștia acasă. Acum, eu am fost prin... Eu am văzut case mari în viața mea. Am fost și prin certeze, am fost și prin zone, am trecut și pe la Strehaia, pe aici, am văzut și o case mare, am văzut. Am fost pe la Tofle, am văzut în țara asta totuși case, am fost și pe la Casa Poporului. Însă vreau să vă spun ceva. Eu niciodată n-am văzut o casă așa de mare cum am văzut la oamenii ăștia acolo în America. Puteai să întorci, să pui sens giratorul și să pui un autobuz să facă sens giratorul în living-ul lor. Am ajuns de la biserică cu fratele și cu sora. Aveau o masă de 20 și ceva de scaune. Am ajuns în casa asta, ne-am pus la masă și am zis eu, puțin stingerit așa, și am zis, da, zic, pruncii trebuie să vină, pe unde-s pruncii voștri? Că m-am găsut, bă, 20 și ceva de scaune, ăștia au copii mulți. Și dintr-o dată o băgă capul în pământ și ea și el. Și zice, ia, bună întrebare, frate păstor, zice, unde din spruncii noștri? Avem 3 copii și toți 3 pe droguri. Îți plecați de acasă, îți drogați dependență, îți distruși și îți terminați. Și am zis, cum adică? Am zis, vreau să spun în 2 minute povestea vieții noastre. În anii 80 eram într-o garsonieră în România cu 3 copii, cu ăștia mici. Erau mici, mici atunci. Eram într-o garsonieră în România și mâncam salam cu soia. Și aveam lumină cu rația și căldură cu rația. Dar în fiecare seară cântam la acordeon, ne rugam împreună. Dar zice, ne-a trebuit America. Ne-a trebuit libertate, ne-a trebuit viață bună. Ne săturasem de salam cu soia. Auzeam cum trăiesc ăștia de bine românii până în America. Și am început să trimitem scrisori pe la ambasade, că noi vrem să plecăm. Într-o zi, zice, ne-au luat statul comuniști, ne-au luat pașapoartele, ne-au trimis la Otopeni și au zis, plecați unde vreți, dar ce nu mai stați în țara asta? Și zice, am ajuns în America. Și spunea el acum, fratele, avea 60 și spre 70 de ani aproape. A zis, frate, doresc, zice, când am ajuns aici în America și n-am văzut cât de ușor să fac banii, când am văzut că poți să faci 1000, 2000 de dolari așa, din nimic, eu meseraș fiind, am început să lucrez. Dar problema este, zice, că nu mai lucram 7 ore, 8 ore, cum lucram înainte la fabrică. Am început să lucrez 14 ore pe zi. Plecam de cu noapte când pruncii mei durmeau și veneam noaptea târziu când ei durmeau. Eu n-am mai avut timp de prunci. Eu n-am mai avut timp să mă rog cu prunci. Eu n-am mai avut timp să stau să cânt cu ei. Eu n-am mai avut timp să stau cu ei să-i întreb, cum sunteți, cum vă simțiți? Ei s-au dus la școala americană. Eu am început să muncesc ca un rob, spunea, ani de zile, ani și ani, și am ajuns că, bă, am ajuns la primul 1.600.000 de dolari, gata, mă opresc, o vin și al doilea. Și am început să muncesc și dă și muncă și muncă și bani. Și au zis, frate Dorel, am ajuns acum la anii mei, zice, să-mi permit să mă duc unde vreau în lumea asta.
am încă o casă de vacanță, nu știu în ce stațiune de schi. Zice, frate Dorel, la ce folos? Acum în fiecare noapte în casa asta imensă stăm și plângem și știți ce ne dorim? Ne dorim să ne putem întoarce înapoi în timp și să fim în anii 80. Și spunea cu lacrimi în ochi, frate Dorel, mi-e dor de garsonera aia micuță. Mi-e dor, spunea, de acordeonul nostru, mi-e dor de salamul cu soia. Mi-e dor de viața aia de simplă din România. Și de ce mi-e dor? Mi-e dor să stau înapoi cu pruncii mei, să cânt și să mă rog împreună cu ei. Dar am venit în America și am uitat de toate, de Dumnezeu, și am uitat de toate ca să fac bani și mi-am pierdut familia. La ce folos? La ce folos ca milioane de dolari dacă n-am somn noaptea? La ce folos? Dacă n-am pace, dacă pruncii mei sunt pierduși și distruși, la ce folos? Și spunea el, prioritățile greșite ale vieții aici m-au dus. La ce folos că ai priorități greșite? La ce folos că muncești ca un rob? La ce folos că ai o grămadă de planuri dacă copiii tăi cresc lângă tine și nu te cunoști și ești un străin pentru ei? La ce folos că în familia ta nu se aud decât blesteme și zodalme și tensiune și ceartă și pahare sparte și blesteme și înjurături și acolo nu se aude o rugăciune măcar într-o noapte? La ce folos toate astea? Îndepărtează din, lucruri, din viața ta lucrurile care te îndepărtează de Dumnezeu și în ultimul rând, un al treilea lucru pe care trebuie să-l faci azi. Trei lucruri pe care Biblia spune că trebuie să le faci azi și nu mâine. Ultimul lucru pe care Biblia ți-a cerut să-l faci azi. Știți care este? Asigură-ți veșnicia. Asigură-ți azi, în seara asta, veșnicia, că mâine nu mai e prilejul. Spune cuvântul lui Dumnezeu să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venind știți când? Prea târziu. Există un prea târziu în viața asta. Există un prea târziu în lumea asta. Mâine e prea târziu pentru tine. Astăzi este ziua în care poți să-ți asiguri viața veșnică. Trăim într-o lume, dragii mei, în care oamenii îți maniași după asigurări. Avem asigurări de sănătate. Am văzut cât a fost de tare când am avut COVID-ul. Asigurări de casă, de mașini, full casco. Ne-am asigurat. Există și asigurări împotriva meteoriților. Sincer, că am citit, am crezut că e o glumă. Nu e o glumă. Dacă cade meteoritul, 1 la 1.500.000 șanse, peste casa ta, bine, tu oricum vei muri, da? Ăia care rămân după tine, dacă rămâne cineva, o să ia 1.000.000 de euro. Asta e poliția de asigurare, dacă îți asiguri casa împotriva meteoriților. Avem o grămadă de asigurări. Vreau să vă întreb ceva însă. Ați auzit dumneavoastră vreodată, undeva la o firmă, la ING, la Metropolitan, ați auzit ceva în genul, avem asigurări de viață veșnică? Că îți asigură și nasul și picioarele și casele și împotriva meteoriților și împotriva țânțarilor și a muștrilor. Bun, avem asigurări. Însă vreau să vă întreb, când ați fost ultima dată la ING, la Metropolitan sau la altă firmă de asigurare și vă spună, duceți-vă la ghișeu 4 că doamna Maria de acolo, aia, zice, aia din colț, face asigurări de viața veșnică. Oameni buni, nimeni nu vă poate asigura viața veșnică. Nimeni. Niciun sobor de preoți. Să vină președintele cultului pentecostal și patriarhul Daniel și toți să vină la un loc. Nu vă pot asigura nimeni viața veșnică. Singurul care poate să-ți asigure viața veșnică este cel care a venit în lumea asta zodia. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Singurul care îți poate asigura viața veșnică. Vrem siguranță. Ce siguranță ai tu, omule? Ați auzit probabil de Saddam Hussein, care a condus vreme de 30 și ceva de ani Irakul, cu mână de fier. Atât de teamă i-a fost la Saddam Hussein că o să vină iranienii, vecinii să-l invadeze și o să-l prindă și o să-l omoare. Că vină americani și o să-l prindă. Așa de tare a fost când, auziți, în peste 30 și ceva de ani când a fost la putere în Irak, au făcut 2000 de buncări subterane să se poată ascunde. 2000 de buncări subterane, ca o cârtiță. O zis, bă, în tot Irakul vreau să am câte un buncăr, în fiecare zona Irakului, 2000 de buncăre subterane. Că o zis că dacă în caz de ceva, să am unde să mă ascund. După ce au făcut peste 2000 de buncăre și au cheltuit miliarde și miliarde de dolari mă pe buncărele alea. În anul 2004, o echipă de soldați armate americane l-au prins și l-au găsit. Știți unde? Într-o gropă de canal la 2 metri adâncime. La 2 metri adâncime și l-au făcut 2000 de buncăre subterane. Pentru că vreau să spun ceva, nimeni în lumea asta nu-ți poate asigura viața nici ziua de mâine. Astăzi poți să faci un lucru pe care mâine nu mai poți să-l faci. Astăzi poți să-ți asiguri viața veșnică. Știți cum? Veți întreba, dar ce trebuie să fac? Simplu! Pe când noi, fiindcă am crezut,
Rețineți verbul, am crezut. Dacă vrei să ai viața veșnică asigurată, dacă vrei ca într-o bună zi să fii cer în împărăția lui Dumnezeu, trebuie în această seară să spui lui Dumnezeu așa: Iisuse Hristoase, cred că în urmă cu 2000 de ani ai murit și pentru păcatele mele. Cred că sunt un păcătos. Cred că prin sângele tău și în sângele tău sunt curățit de orice păcat. Și vreau ca începând din seara asta tu să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Vreau ca tu să-mi conduci viața. Știți care este primul om din istorie care a avut viața veșnică asigurată? Știți cu cine a început istoria mântuirii? Cu un tâlhar. Ai că zice că începe cu un episcop, cu un patriarh, cu un președinte de cult. Nu! Ce interesant! Istoria mântuirii a început cu un tâlhar pe cruce, care în ultimele momente ale vieții lui, mai avea câteva ore înainte să moară, i-a zis lui Iisus Hristos: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Știți ce a spus Hristos? Nu când voi veni în împărăția mea, nu mâine, nu voi mâine, nu peste un mileniu, nu peste 2000 de ani. Știți ce a spus Iisus? Adevărat, adevărat îți spun că azi unde vei fi? Vei fi cu mine în rai. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Pentru că astăzi îți poți asigura viața veșnică. Mâine, Doamne, Domnule, prieten drag, frate și soră, e prea târziu. E mult prea târziu. În urmă cu aproape 4 ani de zile, am primit un telefon de la sora mea. Și mă sună sora mea și spun: da. Pe un ton disperat, zice, Doru, zice, hai repede la spital. S-a zis: de ce s-a întâmplat? Eram în Oradea și a zis: hai, zice, că Nelu, un băiatul care eu am crescut la mine în sat, hai, zice, că a fost adus, zice, noaptea asta, azi noapte, a fost adus în comă, diabetic, a fost adus la spital. Pur și simplu a intrat, o știu că e sănătos, că n-are nicio problemă, a intrat în comă diabetică noaptea, cu greu l-a salvat medicii, cu greu l-a salvat medicii de la moarte. Zice: hai că acum aș reveni, zice, și hai și tu până acel la el. Hai să faci o rugăciune. Oamenii, când am auzit că băiatul ăsta, prieten bun, vecin de al nostru, care am crescut în copilărie, a trecut aproape de moarte, m-am dus repede, am lăsat totul, m-am dus la spital. Am ajuns la etajul 4, la spitalul municipal din Oradea, la diabetologie, sus, pe secție. Și când am ajuns acolo, înainte să urc, am zis: bă, ce pot să-i duc eu la prietenul ăsta meu? Ce aș putea duce? M-am uitat, ce să duci? Banane, portocale, ce să facă cu ele? Cum abia au scăpat de moarte. Dar mi-a dus aminte că în torpedo aveam o Biblie. Și am zis: bă, stai că iau Biblia. Și am luat o Biblie și am dus-o cu mine sus, la etajul 4. Când am ajuns la el acolo, la salon, era tot palid. Mi-aduc aminte și azi, ca și cum ar fi fost Domnul cu ceva scurt timp. M-am dus în dreptul lui, era o grămadă de oameni acolo, rudenii de-a lui, prieteni de-a lui, veniți toți lângă el. M-am dus lângă el și am zis: uite, Nelo, am venit să-ți dau lucrul ăsta. Uite, vreau să-ți dau Biblia cadou și te rog frumos să o citești. S-a uitat la mine și a zis: Dorel, zice, pune-o acea noptieră lângă mine. Auzi ce mi-a zis? Acum o să-mi fac timp să o citesc. Până acum nu am citit-o niciodată. Dar zice, pentru că mi-a adus-o, vreau să-mi fac timp să o citesc. Și am zis: omule, te rog, citește-o cât de repede. I-am strâns mâna și am zis: uite că ai treaba, eu plec acum că am slujbă. Mâine, după ce termin cu o slujbă de mormântare, vin la tine și vreau să povestim. Și mi-a zis: Doru, chiar te aștept să povestim. A doua zi, când am terminat slujba de mormântare, pe la, nu mai știu, 1:30, 2 cât a fost, văd 3, 4, 5 apeluri de la sora mea. Răspund repede: ce-i baiul? Hai repede la spital. Ce-i baiul? Vino repede. Pentru că de câteva minute îl resuscitează pe Nelu. Poftim? Hai repede. Că îl resuscitează. E de viață și moarte. Oameni buni, n-am știut cum să fug la spital mai repede de la capela municipală. Am fugit,
Am lăsat, nu mai știu unde am lăsat mașina. Am fugit repede, du-te până la etajul 4. Când am ajuns, aproximativ 20-25 de minute mai târziu, atât mi-au luat de la capela municipală până la spital. Când ajunsesem acolo, era momentul în care un medic venise cu o foaie și constata, știi ce? Ora decesului. Ora decesului. Mai bun, nu venea să cred că prietenul ăsta meu, la care am fost ieri cu Biblia, era mort de 4 minute și jumătate. A venit o asistentă, nu o să niciodată și nea cât trăiesc, a venit o asistentă cu o lumânare și cu o cană din aia și a zis, să punem repede lumină la căpătâi. Oameni buni, a luat asistenta aia lumânare, a prins-o, a pus-o într-o cană din aia mai mare și știți unde a pus-o? Până o pieră exact pe Biblia pe care eu am adus-o cu o zi înainte. Și vă spun sincer că am rămas marcat, am stat câteva minute mut, n-am putut să spun nimic. Și știți la ce mă uitam? Mă uitam la lumânarea aceea care ardea pusă pe Biblie. Și mi-a zis cineva de acolo din salon, o rudenie de-a lui care plângea sfârșitor, mi-a pus mâna și a zis, Doru, nu mai apuca să o citească. Nu mai apuca să o citească. Și mă uitam, vă spun sincer, la lumânarea aceea care pâlpâia și se ducea în toate părțile. Și m-am gândit că, din păcate, asta e marea drama vieților noastre. Noi știți ce facem? Aducem lumina în viața noastră când e prea târziu. De ani de zile ai Biblia, ai lumina lui Dumnezeu în camera ta și se pune praful pe ea. Dumnezeu, în seara asta, ascultă-mă bine, încă mai are aprinsă lumina vieții pentru tine. Nici o lumânare nu te pot să-ți conducă sufletul nicăieri într-o altă lume. Singura care te poate duce spre veșnicie este credința în Dumnezeu. Crede în Iisus Hristos din toată inima ta și vei fi mântuit. Mărturisește-L din toată inima ta. Spune că El trebuie să fie Domnul și Mântuitorul vieții tale, că mâine e prea târziu. Nu mai lăsați pe mâine ce trebuie să faceți azi. Astăzi trebuie să vă asigurați viața veșnică, că mâine e prea târziu. Că poți să vină un sobor de preoți la dumneavoastră, cei mai tari preoți și pastori din România la un loc, că nu o să mai poată face nimic pentru dumneavoastră. E prea târziu. Astăzi îndepărtează din viața ta păcatele care te îndepărtează de Dumnezeu. Astăzi ascultă glasul lui Dumnezeu până nu-i prea târziu. Haideți să ne ridicăm în picioare, pentru că vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să întreb în seara asta, înainte să mă rog, pentru că am această responsabilitate. Nici nu văd bine până acolo și bine că nici nu văd. Că nu mă interesează pe mine să vadă ochii mei intențiile dumneavoastră. Dar Dumnezeu vede totul, nu-i trăbălăm și felinare. Însă vreau să întreb, înainte să mă rog în această seară, este cineva aici, în locul acesta, care în această seară vrea să-i spună, Doamne, astăzi vreau să primesc viața veșnică. Astăzi vreau să-mi asigur veșnicia. Doamne, astăzi vreau să îndepărtez din viața mea, să mă speli în sângele lui Iisus Hristos de toate păcatele mele. Astăzi vreau să aud glasul Tău. Este cineva în locul ăsta care vrea ca astăzi, până nu-i prea târziu, să-i spună lucrurile astea lui Dumnezeu acolo unde ești. Haideți toți să plecăm capetele. Dar dacă este cineva în locul ăsta aici care vrea să-i spună astăzi lui Dumnezeu lucrul ăsta, vreau să o faci, știți cum? Ridicând o mână sus înspre cerul lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu astăzi vreau să cred de toată inima mea în Tine. Ridică mâna sus cu toată îndrăzneala pentru cer, nu pentru oameni, nu pentru show. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oameni buni, știți ce înseamnă o mână, Dumnezeu să te binecuvânteze? Știți ce înseamnă o mână ridicată spre cer? Știți ce înseamnă o mână ridicată spre cer? Mâna ridicată spre cer, oameni buni, este simbolul pocăinței adevărate, adică omul ăla care strigă disperat, Doamne, scoate-mă de aici. Dar ascultă-mă ce spun în seara asta, spre mâna ta se va coborî din cer o mână. Și mâna aceea coborâtă din cer este mâna lui Dumnezeu, care este harul lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă? Unde se întâlnește mâna ta cu mâna lui Dumnezeu, unde se prinde o altă? Știi ce se întâmplă?
cel mai mare minune de sub soare, are loc mântuirea. În seara asta aici în Baș, Dumnezeu a mântuit. În seara asta Dumnezeu mântuiește. În seara asta sunt oameni care îl mărturisesc pe Hristos în apa botezului. Și dacă vreți să faceți pasul credinței, nu-s numai ei, poți să fii și tu în seara asta. Poți să fii și tu mântuit. Poți să fii și tu eliberat. Poți să strigi, slăviți să fie Domnul. Să nu te mai intereseze că mâine vine valul 4 și altă criză, că mâine e sfârșitul lumii. Nu te mai interesează, știi de ce? Pentru că tu ai viața veșnică asigurată, nu de oameni, ci de Iisus Hristos. Lăudat fie numele Lui. Vreau să mă rog înainte lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, mă rog în această seară pentru oamenii care au ridicat o mână sus înspre Tine. Știu, Doamne, că mâna Ta de Dumnezeu s-a coborât înspre ei în seara aceasta. Și știu, Doamne Dumnezeule, că Tu vrei să-i scoți din păcat, din întuneric, din fără de lege. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog în această seară, să fie oameni aici mântuiți în Baș, Doamne. Mă rog, Doamne, ca împărăția lui Dumnezeu să crească în locul acesta. Doamne Dumnezeule, noi n-am venit să predicăm ideile noastre și concepțiile noastre. Noi am venit să spunem ce ne-ai spus Tu în Biblie, că azi și nu mâine este ziua mântuirii. Îți mulțumesc că Tu mântuiești în seara asta. Și te rog, Doamne, dacă sunt oameni care vor să facă pasul decisiv, chiar venind de aici în apa botezului la strigare în seara aceasta, deschide-le ochii, deschide-le inima și dă-le puterea să facă pasul prin credință în numele Lui Iisus Hristos. Și să nu mai țină cont de ce spun alții, oameni din jur, din stânga, din dreapta, ci să țină cont doar de ce spui Tu, Doamne, pentru că e viața lor în joc. Îți mulțumesc că Evanghelia are putere. Și îți mulțumesc că Tu lucrești în seara asta, să fii lăudat în vecii vecilor. Amin.